Situl Cascada Mișina este situat în bazinul superior al pârâului Mișina, pe teritoriul comunei Nistorești din Vrancea. Relieful zonei este influențat de puternicele procese tectonice din trecut, datorită cărora s-a format și Cascada Mișina, cu o rupere de pantă de peste 12 metri și cu o spectaculozitate aparte. Sectorul superior al pârâului Mișina este un amfiteatru natural dominat de culmi care converg spre zona cascadei și conferă un caracter frământat, accentuat de rețeaua hidrografică bogată, ale cărei văi înguste au versanții abrupți foarte greu accesibili. Acest tip de relief, puternic fragmentat, asigură numeroase posibilități de adăpost pentru specia râs, lynx, una dintre carnivorele mari care populează această arie. Faptul că situl este propice pentru tranzit, hrănire sau creșterea puilor, accentuează dependența acestei specii de habitatele de pădure din aria Cascada Mișina. Menținerea integrității situlului este esențială pentru asigurarea funcționalității rețelei de protecție a speciei de râs lynx, datorită rolului de coridor ecologic de trecere a speciei către zone specifice de hrană și ca zonă de liniște și refugiu împotriva braconajului, care are un impact negativ asupra acestei specii. Împreună cu comunitatea locală, prin încurajarea protejării speciei, putem salva râsul lynx. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020.